Contractul colectiv de muncă al salariaților Companiei Naționale a Huilei a fost prelungit până la data de 31 decembrie a anului viitor. Potrivit liderilor minerilor, acest act a suferit câteva modificări care sunt în favoarea angajaților societății Huilei. Contractul colectiv de muncă a suferit câteva modificări. În data de 16 a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara. Nu sunt modificări importante, dar n-aș vrea să nu amintesc faptul că plata salariilor compensatorii a fost, se va face într-o singură tranșă, pentru că ne aducem aminte că s-a făcut mult caz pe acel articol de contract despre care se spunea că a fost făcut împotriva oamenilor, dar în baza legislației românești eram bine și anul trecut, acum suntem și mai bine pentru salariați, deci pot să spun într-un cuvânt sau în câteva cuvinte că cei care vor pleca printr-un program de concediere colectivă vor primi salariile compensatorii o singură dată, într-o singură tranșă. Și sporul de periculozitate va crește conform noilor prevederi. Reamintim faptul că la începutul acestui an minerii au protestat și pentru creșterea acestui spor de la 600 la 700 de lei. Pot să vă spun că sporul de pericol va fi renegociat odată cu modificarea salariului minim pe economie, că prevederile articolului 140 care fac referire la facilitățile acordate salariaților, energie electrică, alocații de cărbune, masă caldă, transport la și de la locul de muncă, acest articol va fi supus modificărilor ori de câte ori una dintre părți va solicita. Potrivit liderului minerilor, prevederile din noul contract colectiv de muncă se vor aplica și pentru viitorii salariați ai Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului. Prevederile contractului colectiv de muncă conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 68, aceste prevederi se vor aplica și viitoarei societăți, adică actualei societăți, mai bine spus, care putem spune că aproape funcționează în câteva zile în sine, nu mai sunt alte probleme. Și prevederile contractului colectiv de muncă se vor aplica și salariaților de la această societate. În concluzie, este un articol pe care l-am modificat în beneficiu acestora. Cunoaștem bine faptul că disponibilizările, cel puțin până în momentul de față, se vor face doar de la societatea care va închide minele, pentru că doar acolo avem resursa financiară. Sindicatul Muntele, structură reprezentativă la nivelul Companiei Naționale a Huilei, a ajuns la un consens cu societatea pentru ca noul contract colectiv de muncă al minerilor să fie prelungit. Toate modificările executate în noul act sunt în favoarea angajaților companiei, dar și a Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului.